În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți transcreștini, oricâte sărbători avem și oricâte teme, oricâte pericope evanghelice, noi de fapt să nu uităm că nu avem decât o singură temă în fiecare duminică. Și această temă este învierea lui Iisus Hristos din morți. Noi ne adunăm, iubiți credincioși, în biserică, pentru că Dumnezeu ne-a mântuit în Iisus Hristos, care a biruit diavolii, care a biruit păcatul, care a biruit moartea în cele din urmă și ne-a scos și pe noi din robia morții. Și această temă, care e tema fundamentală a vieții noastre și pentru care luptăm de-a lungul vieții noastre, este exemplificată în fiecare duminică și sărbătoare din diverse unghiuri și perspective pentru ca noi să înțelegem toate aceste aspecte, plecând de la mici râulețe care se adună cu toate în marele fluviu al creștinismului, care este credința în învierea lui Hristos. Acel fluviu care, așa cum vă spuneam, cu mare putere se repede către o poartă mare, care este poarta morții, și este singura putere de pe pământ care o poate deschide și care poate da noi speranțe și noi sensuri existenței noastre. Mă gândesc acum la o vorbă a lui Soloviov, care e foarte interesantă, pe care am citit-o de curând, și zice așa Soloviov la un moment dat într-una din scrierile sale, e unul din marii filozofi ruși de la sfârșitul secolului XIX. Zice: Doamne, cred că ai crezut prea mult în om, zice, ai ținut prea mult la ceea ce poate el. Și zice la un moment dat, cred că te-ai înșelat cu privire la el, adică ai avut și ai așteptări prea mari de la el, după cum l-ai creat tu. Și ce așteaptă Dumnezeu? Sau ce credem noi că așteaptă Dumnezeu de la noi să facem? Deci aștepți, zice, să se lupte cu diavolul. Cum să-l pui pe omul ăsta amărât să se lupte cu diavolul? Că uite că îl biruie neîncetat. Cum să-l pui pe amărâtul de om să se lupte cu patimile? Că iată, cade pradă patimilor. Cum să-l pui să se lupte cu toate forțele răului și cu răul din lume? Dar în această spusă, iubiți credincioși, a lui acestui filozof rus, că Dumnezeu a crezut mai mult, el a uitat un element al ecuației, și anume că așa a făcut Dumnezeu, a cerut și cere foarte mult de la noi. Știți cu toții și știm cât de mult cere, cere mult. Dar a făcut ceva pe care filozofia n-a înțeles niciodată, un lucru pe care filozofia nu l-a înțeles, și anume, i-a dat și har și putere și nu l-a lăsat singur. I-a dat această vocație mare și înaltă, dar nu l-a lăsat singur să se lupte pentru ea. Nu i-a zis, luptă-te, și după ce cade să-i spună, păcătosul, uite că n-ai putut, ci a spus, eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor și nu vă voi lăsa. Puțin credincioșilor și le veți birui pe toate, veți birui și porțile iadului. Așa zice Mântuitorul în alt loc, că voi zidi biserica mea, spune lui Petru, și nici porțile iadului nu vor putea birui. E mai tare decât iadul, păcatul și moartea. Și iată că din această realitate, iubiți credincioși, foarte interesantă, că Dumnezeu pare să că cere mai mult de la noi, mai mult decât putem noi. Și întotdeauna cere așa, să nu uităm, că asta e și pericopa evanghelică de astăzi, și de aici am pornit eu, și anume de la faptul că avem de-a face cu un om stăpânit de diavol astăzi, doi demonizați din Ținutul Ghergesenilor. Oameni stăpâniți de diavol. Păi de-aia l-a făcut Dumnezeu pe om, să cadă omul în robia diavolului și să stea, îi arunca, spunea acolo, spumegau și aruncau și pe pământ și foc și în apă și nu mai știau ce să facă, îi scoseseră din comunitate și trăiau undeva la marginea pământului. De aceea, astăzi, iată, ni se descoperă o ecuație foarte importantă a vieții și a existenței noastre. Că există trei lucruri mari în istorie și pe pământ. Trei ființe. Dumnezeu, omul și diavolul. Aceste trei realități sunt realitățile care neîncetat sunt intercondiționate. Iar între ele, între Dumnezeu și diavol, stă omul. Omul zidit de Dumnezeu ca să-și găsească un sens și un rost, zidit de Dumnezeu să se sălășluiască cineva în el, de fiecare dată când nu-și activează frumos drumul vieții sale, vine diavolul și se așează în el. Și atunci apare, iubiți credincioși, demonizarea sau stăpânirea de către demon. Și în momentul în care demonizarea apare în viața noastră, lucrurile sunt foarte grave, pentru că demonul ne pierde și ne duce la întuneric. Și singura soluție care există împotriva demonizării este numai puterea lui Iisus Hristos cel înviat din morți.
Și de unde știm asta? Ne învață Sfânta Scriptură. Și am văzut-o astăzi. Cum s-a apropiat Hristos de cei doi demonizați? Cum au început să țipe demonii? Ce ai cu noi, Iisuse Hristoase? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ceea ce ne arată că prezența lui Dumnezeu pentru diavol este un chin. La fel cum prezența demonului este un chin pentru om. Și prezența lui Dumnezeu e binecuvântare pentru el. Astfel că, iată, situați între cer și pământ, între Dumnezeu și diavol, iubiți credincioși, luptăm întreaga noastră viață în neputințe, biruiți, căzând, ridicându-ne, luptând din nou. Dar pentru ca să nu cădem definitiv, gândiți-vă ce ar fi fost să nu fi avut biserica deloc. Ce ar fi fost să nu fi avut pe Hristos? Ce ar fi fost să nu fi avut nădejdea învierii și a vieții veșnice? Dacă nu aveam aceste nădejdi, lumea întreagă era toată într-o mare depresie, într-o mare deznădejde. Cred că se făceau programări la sinucideri pe bandă, că dacă nu mai era sens și nădejde, atunci nu mai puteai. Și câte cazuri nu sunt ale oamenilor care nu mai pot birui în viață, nu mai găsesc sens, nu mai pot să treacă prin greutăți, nu mai pot să-și rabde soțul, soția, copiii, dușmanii pe care îi închipuie, lucrările rele din viața lor și deodată parcă ești năruit. Dar cu Hristos, iubiți credincioși, se întâmplă un lucru extraordinar pe care noi îl trăim cu toții astăzi, și anume faptul că El dă libertate din robia tuturor păcatelor și din robia demonică. La noi în viață există un lucru foarte important. Demonul nu reușește întotdeauna și pe mulți dintre noi nu ne ia robie cum sunt demonizații de azi. Adică să ne ia să ne trântească în foc, pe pământ, să nu mai știm. Sunt și oameni cărora diavolul le-a luat mințile. Există tipuri de robie graduale, și anume aia e robia supremă, să nu mai poți gândi nimic. Dar gândiți-vă la un om care trăiește în întuneric total, în păcat, în moarte, nu vrea să știe de Dumnezeu. Este automat tot în robia diavolului, dar numai că atât de bine e robit, că el nici nu știe că e rob. Și crede în păcatele lui, în ceea ce face, că este liber, că face ceea ce vrea el, că nu ascultă de nimeni, că e propriul lui stăpân și așa mai departe. Și stăpân din ăștia, să știți că am întâlnit și eu, care au venit la mine de multe ori la sfaturi duhovnicești, că nu se spovedeau, că au venit părinte să mă învățați, că eu numai eu lupt și eu birui totul și fac. Și le spuneam, v-am mai spus și la alte predici, dar nu vedeți că nu mai puteți lupta? Dar nu vedeți că sunteți biruit în totalitate? Nu vedeți că aveți nevoie de altcineva care să vă întărească și acel cineva nu poate fi decât Dumnezeu? De aceea, iubiți credincioși, fără să mă lungesc prea mult, această ecuație a Evangheliei de astăzi, să nu uităm niciodată și să înțelegem că în viața noastră așa stau lucrurile, că le înțelegem noi sau nu, că ne răpește diavolul mintea sau nu, noi nu suntem neutri și nu facem ce vrem pe pământ. Și acesta este un dat al lui Dumnezeu care ne-a făcut după cum ne-a făcut, după chipul lui. Și să știm și să nu uităm că ori de câte ori nu suntem cu Dumnezeu și nu lăsăm pe Dumnezeu să-și facă să lași noi, prin rugăciune, prin har, prin împărtășanie, prin spovedanie, de atâtea ori vine cel rău și își face el să lași. Și e foarte interesant că și atunci când ne spovedim sau când demonul este alungat din noi, prin rugăciune de dezlegare și de biruință asupra lui, el se întoarce. Avem un caz în Evanghelie foarte frumos când zice e alungat demonul, pleacă în pustie, dar zice acolo și alți prieteni și zice vino că am găsit un loc frumos unde ne putem sărășlui. Și gândiți-vă că așa e și la diavol. Așa cum noi ne ducem unii pe alții dacă găsim locuri bune sau frumoase, haide că uite am găsit locul ăla frumos, la fel și demonul, care este o realitate personală, deși noi nu putem percepe și descrie, o realitate personală înclinată spre rău și spre întuneric, când vede că e bine într-un suflet și și-a făcut să lași acolo, el nu rămâne singur, își ia prietenii. Și atunci fac horă și de aceea în sufletele noastre și de aceea în unele evanghelii, dacă ați demarcat, zice nu-i numai unul, spune Mântuitorul, este legiune de demoni înăuntru lui. Ceea ce înseamnă că așa cum noi în biserică suntem înconjurați de îngeri, adesea în lipsa acestei protecții divine pot veni diavolii și își fac tot la fel de bine casă în sufletul nostru, pe care îl distrug, îl amărăsc și îl duc la deznădejde. Iar deznădejdea este imposibilitatea de a mai ieși de acolo și din moarte. Și rugăm pe Dumnezeu să faci Tu, Doamne, din inima mea o candelă vie, să arzi Tu în ea. Și atunci când Dumnezeu, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos arde în candela inimii noastre, în momentul acela totul
se spulberă. În momentul acela se dărâmă toate neputințele, în momentul acela simțim că zburăm și că nu mai suntem pe pământ. Dar pentru că această candelă să fie a Harului, să arde, să fie vie, ne trebuie efort. Nu este ușor, este o luptă, este o trezvie neîncetată pe care trebuie să o păstrăm. Și această trezvie să facă bunul Dumnezeu să ne țină și pe noi vii și luminoși. Și să nu uitați că deși repetăm noi Evangheliile în fiecare an, și asta e cea de-a doua strofă a cântării, zice, să faci tu o harfă, să vii să cânți la ea, la inima mea. Vă dați seama ce înseamnă să vină Dumnezeu să cânte din harpa inimii noastre? Pe când cântă, numai când cântă o harpă simplă, ce liniște și ce bucurie e în suflet. Dar când cântă Dumnezeu la harpa inimii, este harpa sufletelor sfinților, este harpa sufletelor noastre. Și când cântă, după un cuvânt al Sfântului Grigorie de Nazianz, noi și noi acorduri sună. De aceea noi nu ne plictisim sau ar trebui să nu ne plictisim la biserică. Pentru că niciodată acordurile pe care Harul lui Dumnezeu le cântă în inima noastră la Sfânta Liturghie nu sunt aceleași. Nu e ca la chitară sau la pian, să ai niște acorduri cu care faci toate cântările, pentru că Dumnezeu este infinit. Și atunci și cântarea Lui este o cântare infinită și acordurile pe care El vrea să le facă în sufletul nostru sunt tot infinite și cu cât sunt mai frumoase și sună mai bine, cu atât și sufletul nostru devine rob al Lui Dumnezeu și nu rob al diavolului. De aceea, bunul Dumnezeu iubiți credincioși să facă și din sufletele noastre candele vii în care să ardă El împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.